Marina Tauber revine în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia a fost luată astăzi de către magistrații Curții de Apel Chișinău. Astfel, instanța a dat curs contestației procurorilor care au cerut anularea hotărârii adoptate de prima instanță privind eliberarea provizorie a Marinei Tauber sub control judiciar. Mai multe persoane cu pancarte în mâini s-au adunat în fața curții de apel cerând eliberarea Marinei Tauber. Ședința de examinare a recursului procurorilor a durat mai bine de 2 ore. Am solicitat aplicarea arestului la domiciliu ca fiind o măsură proporțională și oportună cu învinuirea adusă și cu riscurile care sunt prezente la moment. Ne-am referit strict la probe, strict la riscuri, strict la închierea care a fost contestată și strict la imaginea recursului care a fost înaintat. Pe 18 octombrie, judecătoria Ciocana a decis că Marina Tauber urmează să petreacă 30 de zile sub control judiciar. După pronunțarea deciziei, deputata Partidului Șor s-a alăturat protestatarilor din centrul capitalei și, din spusele sale, a petrecut o noapte într-un cort din fața Procuraturii Generale. După pronunțarea deciziei Curții de Apel, Marina Tauber a declarat că își va demonstra nevinovăția. Nu există nicio probă, niciun argument și nicio dovadă ca să fiu ținută sub arest. Noi vom demonstra nevinovăția noastră, că nici Ilan Șor, nici eu, nici colegii mei de partid nu au încălcat nimic. Noi ne conformăm legii și noi activăm în strictă conformitate cu legislația Republicii Moldova. Amintim că Marina Tauber a fost lipsită de imunitatea parlamentară și reținută în data de 21 iulie. Ea este cercetată pe 2 capete de acuzare, acceptarea finanțării partidului Șor din partea unui grup criminal organizat și falsificarea raportului de finanțare a formațiunii.